Liceul Teoretic Nicolae Titulescu a început acțiunea de înfrumusețare a imaginii de ansamblu. Profesorii și copiii profilului arte au răspuns pozitiv inițiativei și au aplicat astăzi tehnici de pictură murală pe perete și pe asfalt. Acest proiect face parte din strategia națională de acțiune voluntară, adică de acțiuni de voluntariat în cadrul Liceului Teoretic Nicolae Titulescu din Slatina, unde elevii noștri de la clasele de arte, vorbim despre clasa 9, 10 și clasa 11, desfășoară activități de impact vizual, practic, pictură pe perete murale, așa cum avem astăzi în spatele nostru, și cum am desfășurat ieri, pictură pe asfalt, jocuri de asfalt. Aceste activități de pictură se vor desfășura toată luna mai. Încercăm să aducem culoare în primăvara tuturor și în școala noastră. Proiectul se numește Să înflorim împreună, de aceea pe parcursul acestei luni veți vedea în curtea interioară culoare aplicată, respectiv pictura, dar și plante înfloritoare de diverse culori. Elevii participă cu drag la aceste acțiuni. Ei spun că prin această activitate au ocazia de a-și pune amprenta pe imaginea școlii, iar peste ani să poată să fie mândri de ceea ce au realizat în timpul liceului. Suntem clasa de arte, 10 arte, și am venit să înfrumusețăm școala, să ne lăsăm amprenta oarecum că am trecut prin acest liceu, și este o activitate frumoasă. Vrem să dăm o pată de culoare acestei școli. Am vorbit de mai mult timp de această activitate, cum a spus și colegul meu, am vrut să dăm o pată de culoare acestui liceu. A luat mult timp planificarea, dar totuși sper să ne bucurăm de rezultat. Avem un desen prestabilit, mai adaugă elemente când trebuie, dar în principiu desene prestabilite. Deoarece este pictură pe perete, o să dureze foarte mult, durează foarte mult schița, culoarea nu se mai lipește așa de bine pe perete. Acțiunile de la Titulescu se vor derula pe tot parcursul lunii mai, iar la final tinerii de la arte vor fi provocați la un concurs de graffiti pe pereții exteriori ai sălii de sport.